toți sacii cu deșeurile strânse trebuie să-i lăsați aici la baie, eventual după baie, ca să-i poată lua ușor mașina de la salubritate. Respecti, de fapt, natura și în felul ăsta respecti și pe ceilalți oameni, pur și simplu. Eu cred că e o datorie. O datorie față de natură, e o datorie față de noi și față de pruncii noștri, cărora o să le lăsăm moștenire, o țară așa cum vrem noi. Dacă vrem să fie curată și să le lăsăm moștenire, așa o să fie. Ăsta este modul nostru în care putem să facem curățenie, pentru că locurile astea sunt ale noastre, ale tuturor. Cu aceste acțiuni, ușor, ușor ajungem și noi să avem o țară curată de care să ne bucurăm pe la urmă tot noi. Hai să facem treabă, oameni buni! Haideți și voi, noi suntem aici și hai să le adunăm! Și ar fi mișto să facem echipă mereu, în orice, de fapt, că na, așa putem evolua. Am venit de supărare de cât de mizerabil arată Bucureștiul. Mai trebuie mult, mai multă lume, mai mult ajutor. O acțiune care ajută pe toată lumea.